Salut, eu sunt Nori și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră Fortnite. Înainte să înceapă acest videoclip, v-a jucat foarte mult să apăsați pe butonul de like, pentru că, nu știu, fraților, nu m-am mai jucat așa des Fortnite și acum mi-a venit un chef super mare, așa că dacă vreți să continuăm seria de Fortnite, v-a jucat foarte mult să lăsați un like, v-a susținge la clipul ăsta peste 1000 de like-uri și dacă facem peste 1000 de like-uri și, în 20 și, nu în 24 de ore. Aici, poți că e posta la 7 dimineața, deci dacă până la 7 jumate seara, 7 jumate, 8 seara, cam așa, facem 1000 de like-uri la acest clip, apare și mâine clip nou de Fortnite, așa că v-a jucat foarte mult să lăsați un like. Azi suntem alături de Boris, Noris. Hello. Boris, frumos, mi-am zis un coleg, Boris, ok, mă duc acum, mi-am zis, da, îmi zice, ce faci, Boris, s-a face Boris, ca la câine, știi, Boris, acum nu vreau să-i super și... Bă, trage și pe tine? Da, yeah, sure. Mamă, m-a spart. Knock. Are shield, but. Hai că i-am dat eu. Adică, hai că am jucat. Dar n-am jucat, gen. Vezi că mai vine unul. Cred. Am. Ai un mini ceva? No. Bandaja. Am văzut că nici seria de Fortnite nu prea mai apreciază așa de mult și poate pentru că adaun... pentru că am apucat de Apex Legends, așa să joc și eu din când în când, poate asta adaunat și seriei de Fortnite. Așa că o să încerc să postez din ce în ce mai des, doar dacă este apreciată seria. Hai, unul jos. Mamă, i-am dat 5 shit-uri la unul în bloc, 5 shit-uri în bloc. Și mamă, mamă, Kovacs. Kovacs, te joci Kovacs? Cu Zandi te joci, nu? Hai că am jucat. Am încercat, frate. Nimic, mă, nimic, uite cum măcară. Nu mai suport să fiu cărat, băi, și foarte multă lume merge să mă joc 4x3 și a început jocul ăsta să nu mi se mai miște așa smooth când filmez sau când fac live, așa că cred că o să mă pun 4x3, 1044 cu 1080, pentru că am văzut că foarte multă lume o joacă. Și e foarte, foarte bun. Uite, și și gloanțele mele de pe SMG spun să mă pun 1444. Bine, ce scrie 144, dar nu-i contează, nu contează, știi, adică nu. Te-ai prins. Oh, pam nou. Ah, nice. Pam nou? S-a băgat pam nou? What the fuck? Cum? Pam nou, gen, care l-au băgat acum. Pe care? Care pam, mă? Ia, arată-l. Mă, parcă nu știe pam. Ba, pe ala... dar nu-i nou. Am înțeles, ai că e nou de vreo două luni. Aici are albastru, dacă vrei. Da, 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 da. Și sigur, ceva. Sigur. Arunc asta. Hai, hai cu riftul în zonă. Aveam chef să fac și astăzi live, dar apun pare că nu o să fie multe persoane și deja e seară și nu cred că o să mai țin mult live-ul și deja bai dau drumul și chestii. Da. Hai. Hai. Păi stai, stai, stai. Hai, mă. Bam. Bam. Și mi-am luat și eu noul starter pack de pe Fortnite. Acum l-am cumpărat, n-am mai apucat să-l fumă. Da, e destul de mișto. Nu zic nu. Dar ci că se va băga Renegade Raider în shop. Nu știu sigur. Dar așa hai, am auzit. Pentru că am văzut că un dezvoltator de la Fortnite, adică un player a întrebat dacă o să se bage Renegade Raider în shop. Și a zis că o să se bage varianta nouă a lui Renegade Raider, cea care s-a băgat acum de curând și zis că Renegade Raider a primit un style nou, care după părerea mea arată chiar mai bine decât Renegade Raider normal, e mult mai lucrat. Pleasure, pleasure. Da, da, pleasure. Vino la mine. Te-ai uitat la Prison Break vreodată? E clar. I-am dat două hituri. Nu mă. Hai pe cap. Bravo, frate, eu... să-mi bat piciorul. Eram total pe lângă. Mai e unul? Nu, no, nu, no, nu, no, am dat din greșeală, scuze.
Așa, te-ai uitat la Prison Break? Nu. Să te apuci. Te-ai uitat la serial, de fapt? Da, am uitat la Dual King Dead, atât. Singur. Da. Te-am zis, apucă-te de Prison Break. E foarte forță. Cu ce e? E despre un frate care fratele lui a intrat la pușcărie pe nedrept și ăsta intră în pușcărie doar ca să salveze pe el, să evadeze, și își tatuează toată schița, gen toată închisoarea și tatuează, știi, ca să poată să știe pe unde să evadeze și gen frate, omul ăla e super genial. Și după el scapă și ajung în lume și sunt căutați și chestii și nebunii și vreau să zic că oricum o să ajungă din nou la pușcărie. După ce, că gen un sezon e în pușcărie, un sezon e afară și după următorul sezon și că e tot în pușcărie, adică eu sunt acum la sezonul 3. Mamă, ce i-am dat lui ăsta să moară, băieții? Oh, fuck. Hai că am făcut și răză niște shield. În sfârșit. Mă mănâncă nașul. Mamă, chiar îl câștigam, câte kill-uri ai? Zandi pro player, by the way. Zandi chiar e pro, nu că pro. Cringe kid, by the way. Nici n-am mai vorbit cu el. S-a pus tryhard să câștige la Gotland, a ajuns în finală. Da? Da? Da. Și ce zi? N-a mers la finală. N-a mers? No. De ce? Prieten, sunt player aici la casă. Știu. Nu mergem. E prea bun player. A, n-a reușit să supraviețuiască? La mine. Da, vină repede. Stai așa. Bine. E la tine? Da. Dar e super low. L-am spamat cu Dazia care put o grămadă. Efectiv omul meu nici nu mai știe de el. Miniuri să-ți dau dacă vrei. Mamă, deci i-am dat lui ăsta cred că cu vreo 4 de-alea care să pută. Deci am dat, hello. Nu știu, am materiale full. Na, mă rog. Și da, asta puteți să bage Renegade Raider în shop, băieți. Deci să fiți pe fază, pentru că, cum să vă explic, gen o să se bage varianta asta, freestyle-ul nou de la Renegade Raider. Nu o se bage la din sezonul 1, dar mie mi se pare că e mișto și ăsta, poate chiar mai mișto. Aolo, mi-a luat full damage de la prostia asta de pistol. Ai că nu e prostie, chiar e mișto. Ca la casa aia. Casa asta, hai să consim playeri. Aici player, pensi aici. Aaa, la casa aia. Aaa, nu m-am prins frățiorul, scuze. Eu credeam că la casa asta trebuia să zici niște coordonate. Haide, Bori, știu că poți. Să fim iar amând 3. Să mă simt bine, hai de vino înapoi. Să fim iarăși amândoi. Hai, două chiar, bate. Mama. Bă, nu-mi dăm o finish. Ia
shit. Dai cu pump până mă vin. Bravo. Doamne, ce laser mi-a dat. Ca să am șansa să-l câștig? Da, nu știu. Ia Thiago. Ia SMG. Nu, că joc cu pistolul ăsta. Nu e bun? Nu e bun de nimic. Nu e bun de nimic? Nu e bun de nimic? Bine că mi-ai zis. Că eu jucam cu el. Mă, mă, dar cum bea ăsta Thiago? E Caterin, că rău. Atunci iau heavy-ul ăsta mai bine. SMG, da, bun. Nu e SMG-ul? Hai că arunc bila asta. Vezi că avea mini-uri undeva, unde a murit. Stai așa că am blue pump aici. Pump shotgun, uite. Dar unde i-au picat itemele lui ăla, mă întreb? Aici ai murit tu? Nu. Mă rog. Mamă, dacă era hit ăla, cum? Cum era? Spune-mi tu cum era. Eu nu prea știu să trag cu SMG-ul, gen, eu mereu dau pe primul, știi? Dau repede pe 2. Și pe, că pe ăsta am nebunia asta de ară. Și mereu mă încorc. De unde trage? A? Wow! Mamă, trebuie să stau puțin mai chill, frate. Ce mă fac? Cum n-a fost hit? Du-te sus și vezi că sunt 6 minuri acolo. Sus? Hai că mă duc. Da, sunt slabi. Da, și eu sunt și mai slab. Nu, tu ești și mai bun. Aici, mai sus? Mai sus, mai sus. Aici? În spate, în spate, da. Aoleu. În spate? Doamne, cum am putut. Da, mai sus, acolo, acolo sus. Acolo? Da. Unde e? Ia vezi, aici, pe la crossuri astea. Tot tine. Acolo în fața, bro, unde e piatra. Aici, uite pe sub pas. Stai, aici? Da. Uite. Așa, pampul. Mamă, și pamp de ăsta nebun. Dar materiale nu prea. Nu știu unde s-a... Unde e moartă gagica s-a luat ăla. Gagica s-a? Da. Ce-i mă de râs? Îți bagi joc? Nu. Mă, mai sunt 10 oameni în zona asta, ce fac? Tot... Oh, trebuie să-mi dau mine. Mă, 10 oameni în zona asta? Ce e pe aici? Ești descrins. Ia stai puțin că eu vreau să-l câștig pe ăsta. Vreau să-l arăt la lume că nu... Încă sunt cine am fost odată, știi? Nimeni, adică. Îți dai seama că dacă mă pun și 4x3, dar gen eu joc bine 16x9. Poate chiar mai bine decât 4x3, dar mie îmi place mai mult movement de pe 4x3, dar poate joc mai bine pe 16x9, nu știu cum să-ți explic. Păi da, trăiești mai bine pe 16x9, vezi playerul mai bine, ținta mai bine. Da, nici pe 16x9 nu-l va pala. Ia uite ce se trage. Mamă, mamă. Mm.
Nu, vezi că mi s-a adus și la tine Fortnite-ul. Da? Da. Bă, ai văzut pe unde a trecut glonțul ăla? Nu te cred. Bă, incredibil. Cum? Nu știu, mai bine trag cu ară. Stătea fucking pe loc și nu l-am luat. Mamă, e un acolo. Și nu pot să construiesc acolo. Așa. Mamă, și nu sunt nici în zona. Mamă, încolo e zona. Ar trebui să mă duc, nu? Da. Vezi dacă ai launch. Nu, n-am. Nice, look by the way. Mă duc repede în zonă. Sunt aia sus acolo. Mamă, de băiatul ăla, nu uita să folosiți codul BEST NORIS pe iTunes Shop, băieți! Dacă vreți să aveți și voi meciuri de genul pe Fortnite cu win-ul ăsta nebun, intens. Uite-l pe ăla acolo. Mai ala și încă doi care sunt în timp. Ce zici? Ai văzut? Da. Am intrat nebun. Ei, să nu? În echipă. Cred, nu știu sigur. Cred că nu sunt în echipă ăștia. Bro, vezi să nu te sparg, ai grijă. Mai bine cobor. Păi stai să-l bat pe ăsta, frate, că e ultimul fardaf. N-are nimeni la 11. Calm, să-ți mechem fer dacă ai. Da, am. Dar trebuie să ajung în zonă. Nu! Uite-l, stătea pe loc, omul meu! Nevada, ai văzut că stătea pe loc? Da, am văzut. Mamă, ce slab e băiatul, dar aia, frate, a fost un meci bun. V-a jucat foarte mult, să nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare de Fortnite ca să susțineți seria. Și nu uitați să folosiți codul BESTNORIS pe Item Shop să-mi trimiteți filmări pe Instagram. Eu am fost Noris și ne vedem data viitoare. Pardon, vă pup, pa!